Astăzi a fost semnat unul dintre cele mai importante proiecte pentru județul Mehedinți. După aproximativ 40 de ani de la darea în folosință, la Spitalul Județean de Urgență din Drobeta Turnu Severin vor începe lucrări ample de reabilitare a întregii clădiri. Este vorba de un proiect în valoare de 84 de milioane de lei, din care contribuția Consiliului Județean Mehedinți din bugetul propriu se ridică la suma de 20 de milioane de lei. După ce ample investiții au fost realizate în județ în toate domeniile de Consiliul Județean Mehedinți, astăzi președintele Aladin Georgescu a semnat contractul de proiectare și execuție pentru proiectul privind reabilitarea și modernizarea celei mai mari unități sanitare din Mehedinți, Spitalul Județean de Urgență din Drobeta Turnu Severin. Această investiție include inclusiv recompartimentarea și eficientizarea din punct de vedere energetic a clădirii. Este cel mai important contract de proiectare și execuție pe care îl semnez pentru județul Mehedinți. Astăzi vom semna acest contract de proiectare și de execuție pentru proiectul privind modernizarea și reabilitarea Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin, asta incluzând inclusiv recompartimentarea acestuia și eficientizarea din punct de vedere energetic cu una dintre cele mai puternice firme din România. Se numește Concelex, care de fapt este liderul de asociere. Este un proiect în valoare de 84 de milioane de lei, din care 64 de milioane de lei cu TVA reprezintă fonduri nerambursabile, iar contribuția Consiliului Județean din bugetul propriu al județului se ridică la suma de 20 de milioane de lei. Este o sumă foarte mare dacă ne raportăm la bugetul județului Mehedinți și va fi un efort pe care vom face în acești 2 ani, dar sunt convins că se merită. Din păcate, investiții în acest spital, cum sunt convins că dumneavoastră știți mai bine decât știu eu, la un asemenea nivel nu s-au făcut de când construcția a fost dată în folosință și aș vrea să vă enumăr așa mare care sunt cele mai importante lucrări și anume anveloparea termică și modernizare fațadă, înlocuirea tâmplăriei exterioare, reabilitare sau înlocuire învelitoare, înlocuirea tâmplăriei interioare, recompartimentarea spațiilor interioare pentru respectarea standardelor medicale actuale, schimbarea rețelelor electrică, termică și sanitară, montarea unui sistem de panouri fotovoltaice, mai precis 352 de bucăți de panouri fotovoltaice, montarea unei centrale termice proprii pe gaz natural ce va asigura energia necesară atât încălzirii clădirii cât și pentru apă caldă menajeră, montarea de instalații de ventilație în locul actualelor aparate de aer condiționat, refacerea și modernizarea instalației de gaze medicale, recompartimentări interne ușoare pentru crearea de grupuri sanitare în fiecare salon, montarea de covoare PVC antibacterian în saloane, băi și holuri, îndepărtarea migrației pereților, evident, acolo unde este cazul, reparații la trotuarele perimetrale, crearea de facilități pentru persoanele cu dizabilități și modernizarea grupurilor sanitare. Proiectul va deveni realitate, aceasta fiind în compromisiune respectată de președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu. Acesta își dorește să creeze atât pacienților mehedințeni, cât și cadrelor medicale un spațiu renovat modern, cu toate utilitățile necesare unei bune funcționări. Să fie într-un ceas bun. Depinde, noi zic că ne-am făcut treaba cât de cât până acum, acum depinde de constructor și depinde de dumneavoastră. Proiectul va fi executat de Concelex, una dintre cele mai mari firme din România. Lucrarea va fi complexă, întrucât factorii decizionali își doresc ca serviciile medicale să nu fie afectate. Aducem la masă cei 28 de ani de experiență în domeniul constructorilor, în domeniul construcțiilor. Vom moderniza și crește eficiența energetică a principalului corp din cadrul Spitalului Județean și vom depune toate eforturile pentru ca lucrările pe care le vom efectua să nu împiedice activitatea cotidiană a personalului medical și tratarea pacienților. Domnul președinte a enumerat care sunt tipurile de activități pe care le vom executa în spital. Ne bucurăm că ați găsit un nou partener de încredere și că ne extindem astfel implicarea în consolidarea infrastructurii sanitare din Mehedinți,
Iar în paralel vom duce aproape lucrările de aici și lucrările de modernizare și extinderea unității de primire urgențe din Severin, acolo unde se va crește de la 500 de metri pătrați la 2000 de metri pătrați, suprafața UPU, printr-o nouă clădire pe plus 1. Cadrele medicale din Spitalul Județean de Urgență din Drobeta Turnu Severin vor depune toate eforturile pentru ca pacienții internați să beneficieze în continuare de cele mai bune servicii medicale și de asemenea vor sprijini constructorul pentru ca lucrarea să se execute în condiții bune. Conducerea unității spitalicești a mulțumit Consiliului Județean Mehedinți pentru interesul acordat sistemului de sănătate din județul nostru și pentru investițiile realizate până în prezent. Înseamnă un mare pas spre intrarea în normalitate a unității noastre spitalicești. Este de notorietate sprijinul pe care Consiliul Județean îl acordă spitalului nostru, lucru care este certificat prin proiectele pe care dumneavoastră le-ați implementat și în momentul acesta, așa cum a spus dumneavoastră, sunt în curs de execuție lucrări la multe din pavilioanele noastre. Iată că a venit și rândul pavilionului central să intre într-un proces de reabilitare, de recompartimentare, așa cum a spus și dumneavoastră, de mai mult de 30 de ani nu s-au făcut aceste lucrări și era necesar, ținând cont și de supra-solicitarea pe rețelele electrice, pe rețelele de gaze, cum s-a întâmplat în această pandemie. De aceea ne bucurăm foarte mult, pentru că, pe de o parte, personalul medical poate să-și desfășoare activitatea în condiții optime, dar și pentru pacienții județului nostru, că vor putea beneficia de niște condiții foarte bune de tratament și, bineînțeles, de un act medical de calitate. Îi asigurăm pe domnul constructor că vor avea tot sprijinul nostru, vom pune umărul, va fi greu, va fi dificil, pentru că va trebui să respectăm circuite, dar ne vom descurca, vom colabora și asigurăm de tot sprijinul. Consiliul Județean Mehedinți investește în prezent în toate unitățile sanitare din județul nostru, întrucât infrastructura de sănătate să ajungă la cele mai înalte standarde. La finalizarea acestor lucrări, spitalele din Mehedinți vor deveni spații moderne de îngrijire și tratare a pacienților, întrucât cetățenii să beneficieze de cele mai bune condiții medicale.